și cu caș de oaie. Și să începem, acestea sunt ingredientele. Așa, și vom avea nevoie pentru tartă de blat și spanac și caș de oaie. Și pentru blatul nostru vom avea nevoie de un ou, 125 de grame de unt la temperatura camerei, un praf de sare, circa 250-300 de grame de făină și 8 grame de praf de copt. Pentru umplutura noastră de spanac, deci aici am o punguță de spanac, deci de 400 de grame, congelat, am să o tai și am să o pun în tigăiță. Aici am circa 250 de grame de caș proaspăt. Vom mai avea nevoie de sare, de piper, usturoi, 2-3 căței și de puțin ulei să prăjim. Eu mi-am pregătit aici o tigăiță din aluminiu de 26 diametru. Și să începem. O să începem mai întâi să punem spanacul într-o tigăiță. Am să dau ingredientele pentru aluatul deoparte. Și aici avem spanacul nostru. Am să pun într-o tigăiță. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem tartă cu spanac. Într-o tigăiță voi pune puțin ulei. Așa, nu prea mult. Vom tăia un cățel 2 de usturoi și vom pune în tigaia noastră. Așa cum fiecare pune după gust, cât îi place. Eu îl tai așa mai mare. Și vom pune usturoiul nostru pe foc. Eu am pus doar 2 căței. Să se undească puțin și apoi adăugăm spanacul nostru congelat. Aici am 400 de grame și 250 de grame de caș. Punem pe foc. Am să vi le arăt. Aici voi pune cașul și îl voi pisa puțin cu o furculiță. Palețică, așa. După cum vedeți, eu am spanac congelat, circa 400 de grame, gata congelat. Uitați cum se vede. Așa. Și o să punem pe tot, o să punem. Ia să vedem usturoiul. Așa. Și acum o să punem spanacul nostru peste tot. Nu punem apă, nu punem nimic. Punem tot spanacul aici. Puteți folosi și spanac proaspăt. Așa. Voi pune puțină sare, puțin piper. Acoperim și lăsăm să se facă. Și între timp ce spanacul nostru o să stea, noi o să facem aluatul pentru tartă și spanacul se face pe aragaz. Da, și noi o să facem și imediat o să punem totul la cuptor. Să întoarcem camera și să ne pregătim. Aici am 250 de grame de făină. Voi pune untul. Dar mai întâi am să pun puțină sare peste făină și am să amestec. Așa, dăm deoparte și sarea. Amestecăm așa puțin sarea cu făină și acum punem untul peste, îl punem așa pe tot. Așa. Și amestecăm puțin untul cu făină. Dacă doriți să faceți o crostată sau o tartă dulce, adăugați zahăr, 120-125 de grame de zahăr. Deci acum noi unim făina cu un praf de sare și cu untul. Deci 125 de grame de unt. Făina 250 de grame, dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa. Aici voi pune și un ou.
Am să fac așa un om. Voi adăuga ouă. Și praful de copt. Și voi amesteca încet, încet, așa, totul. Așa. Încet, încet amestecăm. Așa. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm făinuță. O să vedem consistența aluatului cum este. Vedeți? Consistența începe să se formeze aluatul nostru. Îl puteți lăsa să se odihnească dacă doriți măcar o jumătate de oră. Așa. Acum să vedem spanacul nostru cum este. Lăsăm așa deoparte aluatul nostru, îl punem așa aici. Aici avem brânzica noastră, cașul nostru, acesta este caș proaspăt de oaie. O tavă, are de 26 și vom lua o parte din aluatul nostru și îl vom întinde. Am să iau așa cam 3 sferturi din aluat și o să întindem aici, în tava noastră. Întindem așa cu mânuțele bine. Așa, am să aduc o furculiță și o să înțepăm puțin ca să nu se umfle. Și apoi o să apăsăm aici marginile frumos. Vedeți? Se vede? Așa, apăsăm așa. Și am făcut marginea. O doriți mai înaltă, mai apăsăm așa în sus și mai ridicăm marginea puțin ca să putem pune umplutura. Apăsăm așa cu degetul și vedeți cum se ridică. Așa. Așa. Acum am să dau deoparte. Aici avem 250 de grame de caș. Spanacul este gata. Ia uitați-l. Vedeți? Spanac tras la tigaie. Eu am avut spanac congelat. Cu usturoi, cu piper. Și l-am scăzut așa puțin. Și acum voi amesteca cu brânzica mea. Pun așa spanacul peste aici și o să amestecăm totul. Amestecăm așa bine cașul cu spanacul și apoi o să-l punem în forma noastră. Așa, dau deoparte și ne pregătim forma noastră. Cu ce mi-a mai rămas, eu am să fac un ruleț. Așa, și am să întind puțin aici, așa. Aluatul trebuie lăsat să se odihnească și să vedeți atunci cum se lucrează. Așa, am să aici cuptorul și voi tăia așa în 3 sau în 4. Ia să vedem. Așa. Și acum
O să fac așa o spirală. Și în interior o să punem spanacul. Și să punem, să umplem. Vedeți compoziția cum este? Așa. Și acum umplem. Punem așa în interior. Câte un pic, câte un pic. Până umplem totul. Așa. Să vedeți ce frumusețe o să iasă. Sper să încercați și voi această tartă, să vedeți ce bunătate este. O tartă sărată, ia să punem tot ce ne-a rămas aici. Așezăm așa spanacul nostru bine. Și dăm la cuptor la 180 de grade și lăsăm circa 20-25 de minute până se face. Cu tarta cu spanac, ia uitați ce frumoasă este. Așa, s-a răcit puțin, puțin, puțin și o să scoatem din formă. Așa, și o să o punem așa pe o farfurie. Așa, ia uitați-o.